Bine v-am regăsit, prieteni! Bă, cum ar fi să câștigi bani de la 12 ani? Da, să-ți faci o firmă de la 15 ani, să fii elevul patron, să apari în ziare, să fii. După aia alegi să-ți faci o firmă, să-ți faci o familie, și după aia musai să candidezi. Și ghici unde să candidezi. La, cred că e cea mai mare comună din lume, nu numai din România. Vreo 72.000 de persoane, am înțeles că sunt acolo, vreo 50-60.000 cu acte, restul în chirii, adică Florești, lângă Cluj. Și vorbim cu Flaviu Udrea, elevul patron, fostul elev patron. Bine ai venit, Flaviu! Bine te-am găsit, Sabine. Tu la 4 ani ai primit primul calculator. Și la 12 ani câștigai primii bani. Cum ai făcut? Păi mi-am dat seama că eram tânăr, aveam competențe, începusem să lucrez pe calculator și mi-am dat seama că... Tu făceai site-uri deja la 12 ani? Făceam site-uri împreună cu niște prieteni. Am apărut la vremea respectivă și în ziarele locale din Baia Mare, la acel moment. Și a fost o experiență frumoasă, pentru că toate astea cumva m-au ajutat în formarea mea ca și profesionist. Mai departe și am ajuns în etapa în care astăzi conduc oameni ca și manager de vânzări în domeniul ITNC. La 15 ani ți-ai făcut firmă. Cum? Practic nu a fost evident pe numele meu, a fost pe unul din părinții care ne-a fost aproape și care ne-a ajutat la acel moment. Și alături de ei noi am început să lucrăm cu proiecte, găseam împreună clienți pentru care realizam site-uri. Era o epocă destul de interesantă în perspectiva asta a dezvoltării de website-uri, pentru că era cumva și un pionierat în România și era întâi printre puținii care puteam să facem asta. Și chiar câștigam bani frumoși la acel moment. Asta pentru aia care mai râd de ăia ca mine, filologii, care când au probleme la telefon, merg la copii, mă duc la fie mea, învață-mă și pe mine cum se face chestia asta. Da? Ca să înțelegeți că fiecare vârstă are telefonul lui, ca să zic așa. Și acum candidez. Candidez din nou la Florești. Din nou la Florești. Greu. Este greu, cu siguranță, însă e o comună care are toate premizele necesare pentru a se dezvolta armonios, altfel față de cum a fost până acum. Câte zeci de mii de oameni sunt acolo? Cred că neoficial sunt peste 75.000 de locuitori în Florești. Acum, statisticile oficiale ne duc undeva la 60.000 de locuitori, însă ne uităm la ce avem astăzi în Florești și ce ne lipsește în Florești. Nu avem destule școli, grădinițe, nu avem destule locuri de petrecere a timpului liber, creșe. Sunt probleme reale cu care noi, toți floreștinii, ne confruntăm. Și e și o dramă pe care foarte mulți tineri o trăiesc atunci când aleg să se mute în Florești. Pentru că își întemeiază o familie, o iau de la zero, cum ar veni acolo, unde după ce își găsesc jumătatea, ajung să formeze o familie cu un copil și duc lipsa locurilor de joacă, spațiilor de joacă pentru copii, lipsa parcurilor în care să-și petreacă timpul liber, de ce nu? Lipsa creșelor, apoi a grădinițelor și a școlilor. Și nu putem să ne bazăm numai pe Cluj-Napoca. Avem nevoie de tot ce înseamnă funcțiuni sociale aproape de casă, lângă locul în care locuim. Da, să înțeleagă lumea că acum 15 ani Florești avea 5 sau 6.000 de locuitori. Acum, dintr-o dată, a bubuit, s-a înzecit, mai mult decât înzecit. Și dintr-o dată te-ai trezit într-un loc în care, sau pe care prima dată l-ai privit ca pe un dormitor. Acum este caz să devină un fel de, nu știu, de insulă de sine stătătoare, cu economie, cu... Adică la 72.000 de locuitori, 75.000 de locuitori, păi nu găsești orașe în România. Dacă mă gândesc la orașe, sunt o grămadă de orașe de 30-40.000 de locuitori și atunci va trebui cumva să aduceți toată infrastructura, voi cei care veți fi acolo, să o faceți ca un fel de oraș. Ne place în Occident, de ce ne place la sat? E un fel de oraș mai mic. Așa e. Acum, lucrurile puteau să arate diferit. Administrația locală de până acum ar fi putut să gândească altfel dezvoltarea Floreștiului. Pentru că până la urmă în Florești s-au creat acele microcartiere, dar a fost o dezvoltare haotică, a fost un urbanism haotic și asta a dus la nu avem destule străzi sau destul de late, nu sunt drumurile de acces, nu avem destule parcări pentru mașini, nu avem destule trotuare. Sunt foarte multe străzi în care trotuarele sunt de-a binelea inexistente. Și aici sunt probleme reale care sunt acolo, la firul ierbii, de care ne lovim cu toții. Și eu, când merg cu fetița mea cu căruciorul pe stradă și nu avem unde să ne plimbăm cu căruciorul, la fel ca mine sunt alți zeci de mii de floreșteni Și adevărul e că nu se mai poate așa. Nu mai putem să irosim încă 4 ani de zile în care să avem o administrație care face lucrurile pe jumătate, adică administrația jumătăților de măsură, pentru că sunt foarte multe probleme punctuale. De exemplu, dacă ne uităm la zone nevralgice din Florești, cum este o curba Terra, care e celebră deja peste tot cât e de îngustă și actualul primar se laudă că ar fi rezolvat problema, dar a făcut-o doar pe jumătate, pentru că floreștenii petrec timp în continuare acolo și își pierd în fiecare dimineață, după amiază, timp într-o zonă foarte, foarte îngustă. Ne uităm la, vorbeam despre infrastructura educațională anterior. Păi, într-adevăr, s-au mai construit niște creșe, grădinițe în Florești, dar astea toate s-au făcut cu niște costuri foarte mari pentru populație. De pildă, în zona străzii Urușagului este un dezvoltator imobiliar care el a construit, la un troc pe care l-a făcut cu administrația, a construit un astfel de ansamblu educațional. Însă problema e că, la schimb, acolo se vor construi 444 de apartamente, pe o zonă în care nu există infrastructura necesară. Nu mai vorbim despre infrastructura de circulație pentru mașini sau de... Dar vorbim de canal, apă. De canal, apă și mai departe. Asta, dacă nu investim și nu o să ne oprim la un moment dat și o să înțelegem că dezvoltarea asta urbanistică trebuie să se facă cu cap și nu haotic, o să ajungem într-o localitate care va fi de nelocuit. Da, voi ați avut niște proiecte pe care primăria le-a refuzat și după totuși le-am văzut. Acolo ați negociat voi cu primăria sau cum? Noi am avut proiecte, în fiecare an am depus proiecte și la execuția bugetară, am venit cu amendamente, am venit și cu proiecte separate. De exemplu, un proiect a fost Vinerea Verde, care a fost în acest scenariu. Inițial a fost refuzat de actuala administrație și apoi a fost asumat de administrație ca și cum ar fi propriul lor proiect și dus mai departe. Ceea ce nu e rău, pentru că noi l-am votat și ne bucurăm că un astfel de proiect a ajuns să fie implementat. Avem după aceea, încă din anul 2020, am propus înființarea unui centru de permanență medicală în Florești, pentru că avem o problemă reală. Avem o problemă reală în sensul care... 70.000 de locuitori, majoritatea tineri cu copii mici, nu te joci. Suntem în scenariul acela în care, atunci când medicii de familie își termină programul, efectiv singura variantă unde poți să-ți duci copilul sau pe cineva din familie la medic este în Cluj-Napoca, unde știm deja că la camera de gardă lucrurile sunt deja la o amplare foarte mare, adică e foarte greu să stai cu orele acolo. Mai avem după aceea pentru copii urgențele pentru copii care la fel sunt supraaglomerate. Și atunci o variantă pe care noi am propus-o, cum spuneam, de acum 4 ani era un centru de permanență. Evident că proiectul ne-a fost și respins de către actuala administrație și după aceea a fost un nou proiect asumat de actuala administrație și care astăzi se află din păcate doar în faza de studiu de fezabilitate. Păi nu e normal. În 4 ani s-ar fi putut face, am fi putut să avem lucrul ăsta funcțional. Eu nu înțeleg porcăria asta. Studii de fezabilitate care expiră ca niște conserve. Am văzut, uite, tu ești Maramureș. Drumul rapid Maramureș-Satu Mare. Trebuia să fie autostradă. În 2003 sau în 2004 s-a făcut prima ședință de guvern română-maghiară la Oradea pentru drumul ăla. Noi acum am terminat studiul de fezabilitate din 2004, 20 de ani. Ungurii deja sunt cu autostrada la granițe și nu au de ce să o lege, că noi a expirat studiul de fezabilitate, a expirat ăla, a zis că e conservă de pește. Nici conserva de pește nu expiră așa de repede. Deci legile sunt absolut împite în țara asta. Da, din păcate, ăsta e scenariul în care suntem acum. Dar eu zic că este o urmă de speranță și lucrurile se pot schimba. E nevoie de oameni competenți, de oameni care să știe și să fie conectați cu tot ce înseamnă populația din Florești și cu cetățenii. Pentru că eu nu doresc să fiu un primar care să stea într-un birou 4 ani de zile și să aștepte că lucrurile să se întâmple. Trebuie să fiu primarul care va fi în comunitate, alături de oameni și voi putea să înțeleg foarte bine nevoile punctuale în fiecare zonă. Pentru că Floreștiul, cum e astăzi extins, în fiecare zonă sunt probleme punctuale. Sunt probleme, avem un singur parc în Florești, de exemplu, care e parcul Poligon. Bun, dar, de exemplu, cetățenii de pe strada Așesul de Sus nu pot să meargă să traverseze întreaga comună ca să ajungă la parcul respectiv, nici măcar nu au infrastructura care să duce cu un cărucior până acolo. Ne lipsesc piste de biciclete, pentru că sunt foarte mulți tineri floreșteni care și-ar dori să folosească nu numai pentru petrecerea timpului liber bicicleta, dar și pentru a ajunge din punctul A în punctul B sau a veni în Cluj-Napoca. Avem și tot, se povestește de ani de zile în spațiu public despre un culoar verde pe malul Someșului. Păi, hai să-l și facem, nu numai să povestim despre el. Că resurse avem. Și acum când vorbim despre resurse, vreau să înțeleagă toată lumea că noi nu suntem în acest scenariu în care venim și povestim despre proiecte care sunt greu de realizat și nici nu știm de unde avem sursa de finanțare. Nici vorbă. Avem un buget de 44 de milioane de lei, de euro, scuze-mă, de euro al Floreștiului pentru acest an. Avem excedent bugetar de 44 de milioane de lei. Păi bun, dar dacă noi rămânem cu bani necheltuiți în administrația publică, asta înseamnă că noi suntem în acel scenariu în care poate că avem o problemă cu cel care conduce administrația și poate că ar putea să folosească mai bine acei bani în interesul cetățenilor. Sunt aproape 10 milioane de euro pe care nu i-a folosit. Da, noi chiar am făcut o campanie și am întrebat pe floreșteni la acel moment, la începutul anului, ce ați făcut cu banii ăștia? Ați făcut o școală, de exemplu nouă, de care avem nevoie? Ați fi făcut un parc sau mai multe parcuri? Sau creșe, grădinițe? Adică, sau să legăm microcartierele Floreștiului prin mai multe drumuri de legătură, pentru că se pot face, se pot realiza. Dar e nevoie de o persoană și de un primar implicat. La fel trebuie să legăm și satele care sunt aparținătoare ale Floreștiului, pentru că avem astăzi drumuri de legătură care nu sunt asfaltate. Soluții există. Nu duce în lipsă de proiecte sau de soluții, duce în lipsă de oameni care să fie implicați acolo în administrație. Pentru că dacă mă uit la ce s-a întâmplat în ultimii ani de zile, practic administrația ce a făcut? A votat pe bandă rulantă proiecte imobiliare fără să țină cont de infrastructura tehnico-edilitară din zonă, fără să țină cont de nimic ce ar fi fost necesar pentru cei care urmează să se mute în acele blocuri. Eu te tot ascult, văd, ai condus oameni, ești vorba aia, antreprenor de la 15 ani, adică nu prea îți permiți în economia reală să dai kicks, pentru că dacă dai un kicks, măcar ai învățat din el și al doilea, sigur, a doua greșeală nu mai repeți. Dar nu înțeleg o chestie, când vorbești cu oamenii ăia din Florești, care și au aceeași probleme, presupun că nu numai tu ești de nebun să duci copii la încărucior, că oamenii vor să facă asta, am vrut și eu, am vrut și mama, au vrut și bunicii, etc. Adică ei înțeleg lucrul ăsta sau iarăși lasă, domnule, că e bine și așa. Eu când aud chestia asta cu merge așa, las-o așa că merge așa, e clar. Deja intrăm într-o semantică destul de spurcată. M-am întâlnit cu foarte mulți cetățeni în ultima perioadă și în toți anii ăștia în care, practic, încă de când am devenit consilier local, am formulat mai multe petiții, întâlniri cu cetățenii punctuale, pentru că oamenii ne cheamă în fiecare zonă unde se trezesc brusc că apare un proiect imobiliar sau se trezesc cu alte lucruri lângă ei în zone în care până mai ieri era verdeață, astăzi se construiește blocul și așa mai departe. Și e o dorință acută de schimbare. Că sunt oameni care mă opresc pe stradă și îmi spun că e atâta de murdar Florești în anumite zone, încât nici măcar nu ai nevoie de bani ca să poți să ții sub control lucrurile, să faci un pic de curățenie, să discutăm despre o stradă nouă, strada Eroilor, care a fost modernizată în mandatul actualului primar. Însă oamenii se plâng pe stradă că această stradă e foarte murdară. Păi, dar nu poți, dacă tu nu ai grijă de curățenie în propria ta localitate, pe care tu trebuie să o păstorești, că asta trebuie să facă un primar. Sau dai niște amenzi, tata, l-ai prins ca un cap cu noi, i-ai tras 1000 de lei amendă. Și cu asta basta. Ai văzut la Sâncrai cum s-a făcut. Da, însă este, ce se face în Florești acum este prea puțin și prea târziu. Și acum eu vă spun sincer, nu poți să ai alte așteptări de la un primar care până nu de mult înainte de acest mandat era în Consiliul Local, era viceprimar și ridica mâna ordonat la tot ce a însemnat haosul imobiliar din Florești. Adică cum să ai alte așteptări când ele pun în principalii factori care au generat situația actuală din Florești. Bine, și echipa ta? Avem o echipă care e formată din profesioniști și din consilierii locali și aici avem o informație chiar foarte interesantă. De exemplu, dacă în 2020 am avut un contracandidat care a ieșit pe locul 4 și care a obținut 10% din voturile floreștenilor, a înțeles să lase deoparte orgolile și am stat la o masă împreună și am zis ok, acum trebuie să facem lucrurile împreună. Daniel Meze a decis să salutare proiectul nostru, mergem într-o... A fost coleg la televiziune. Da, mergem împreună într-o alianță care se numește Unis pentru Florești. Încercăm și vrem să facem un tandem de primar, viceprimar și eu sunt convins că vom avea succes pentru că practic ne adunăm la un loc voturile floreștenilor și gândim și venim cu acea strategie comună pe care noi le propunem astăzi floreștenilor. Avem în echipă de la antreprenori, de la ingineri, economiști, medici, sunt oameni cu experiență și cu pregătire. Știi de ce mi-e frică mie? Vă spun sincer. Mie mi-e frică de faptul că lumea nu înțelege ce înseamnă omul educat și începe să nu mai facă diferența între un papagal, stil Piedone, cotcodac, cotcodac, cu baclaureatul luat așa cum vai mama lui la 32 de ani, și voi. Ăștia care v-ați gătat școala așa cum a trebuit, conduceți oameni, aveți performanțe în economie, în marketing, în management, în ce vreți voi, și aici e groaza mea, fără supărare. Dar nu e vorba de supărarea înspre tine, ci e o supărare de aia pe care mi-o pun tot timpul în oglindă, pentru că de 34 de ani așteptăm niște oameni educați să conducă. Bă, și culmea culmilor, parcă e un blestem. Când vede românul un om educat, aaa, păi stai un pic. Vrei un om nou în politică? Vrem oameni noi în politică. Uite, el e un om nou. Asta nu-l cunosc. Dacă vrei nou, de unde să-l cunoști? Deci du-te la Iliescu, că-l cunoști mai bine. Soarele răsare. Să răsare naiba soarele, că vedeți că trebuie să apui de șemineu, că 9 grade afară. Va fi greu. N-a zis nimeni că va fi ușor, doar că lucrurile arată diferit. Și acum, deja cred că și floreștenii, și nu numai floreștenii, și clujenii au înțeles cam cum se întâmplă lucrurile sau ce au reușit până acum actuala administrație să facă. Și ne uităm așa la proiecte gen centura metropolitană. Păi, suntem în situația în care tocmai s-a anulat, da? Un proiect important, de o anvergură foarte mare și important pentru comunitate, și pentru clujeni și pentru floreșteni. Ne uităm la proiectul metroului, care deja e o întârziere de 2 luni. Desigur că sunt proiecte pe care noi, chiar dacă sunt propuse de actuala administrație clujană, noi le susținem, însă nu putem să rămânem indiferenți la modul în care se gestionează aceste proiecte. Practic avem nevoie de oameni care să fie implicați și să înțeleagă că lucrurile astea trebuie să se miște. Și avem exemple de bune practici. Dacă ne uităm, nu știu, la Ciugud, de exemplu, ca și comună, dacă ne uităm la Oradea, ca și localitate, până la urmă e vorba despre oameni implicați în comunitate care pot să aducă o schimbare. Și nu contează partidul din care fac parte. Evident că nu contează. Dar ai văzut că pe cel de la Ciugud, care era PSD, când au văzut ăia de la filiala Alba, filiala județeană, care are performanțe, l-au dat afară din PSD. Bolojan încă mai rămâne. A continua să facă performanțe pentru comunitate și asta contează. No, ce să zic, sunt foarte curios cum va merge Florești, pentru că să înțeleagă lumea, deși sunt peste 70.000 de oameni acolo, majoritatea sunt tineri. Tineri, cred că e cea mai tânără comună și cea mai mare comună, nu numai din țară, cred că din lume, dar e și cea mai tânără, pentru că acolo cred că rar vezi o persoană peste 60 de ani. Poate acolo în zonele mai vechi unde sunt casele bătrânești, dar în rest, de câte ori m-am plimbat acolo, sunt tineri. Ar trebui să aibă alt tip de aspirații. Mulțumesc tare mult! Și eu mulțumesc! Să vedem ce se va întâmpla. În rest, ăia care erau cu Iliescu, să știți că nici soarele nu mai iubește. Trebuie să aprindem șemineu în luna mai, că nu mai apare boșorogul la lumină. M-am pupat. Să aveți sănătate!